pentru comunitatea în care și tu trăiești. Printr-un proiect PNRR am obținut o finanțare de peste 500.000 de lei pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Tansa. Investim peste 4,6 milioane de lei în reabilitarea unui obiectiv de infrastructură care nu a mai fost modernizat din 1965, podul de peste pârâul Tansa. Comuna Tansa a beneficiat în acest mandat de finanțări pentru modernizarea toaletelor din unitățile de învățământ. Printre ele se numără școala gimnazială Suhuleț și școala gimnazială din Tansa, pentru care am alocat peste 600.000 de lei. Construim un nou teren de sport pentru copii și tineret în comuna Tansa, printr-un proiect inițiat de administrația liberală de la Consiliul Județean Iași, pentru care am alocat o finanțare nerambursabilă de 350.000 de lei. Prin parteneriatul cu Guvernarea Liberală am obținut 10 milioane de lei pentru înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în comuna Tansa și Țibănești și alte 9 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor de interes local prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. La Tansa aveți un primar harnic și gospodar, pe colegul meu, Daniel Voinescu, împreună cu care vom dezvolta și mai mult această frumoasă comunitate. Pe 9 iunie, votați Daniel Voinescu și echipa Partidului Național Liberal.